Guvernul a decis să acorde noi scheme de sprijin în urma protestelor din ultima perioadă. Fermierii vor putea primi câte 100 de euro pentru o vacă, 3 porci sau 24 de găini. De asemenea, o parte din creșterea accizei la motorină se va întoarce către fermieri și transportatori și, în plus, își vor putea amâna ratele la bancă până la sfârșitul anului. Mai exact, este vorba de 2,7 lei pentru fiecare litru de motorină. Premierul Marcel Ciolacu și ministrul agriculturii Florin Barbu vor discuta luni la guvern cu retailerii despre prelungirea măsurii privind prețul alimentelor de bază. Este vital să găsim calea pentru a prelungi această schemă până în primăvara următoare. Am analizat, bineînțeles, și stocurile care le dețin retailerii în momentul de față, pentru că atunci când dai un act normativ de prelungire sau nu-l mai dai acel act, bineînțeles, sunt niște business-uri care trebuie gestionate corect și privind și stocurile pe care dânșii le au în momentul de față. Autoritățile demonstrează incapacitatea de reacție a acestor probleme. Ne-am învățat ca să primim fărmituri și prin trompetele făcute toate dumnealor. Ne-am învățat să primim puțin și ne mulțumim cu nimic. Ministrul Agriculturii are un angajament față de noi pe care trebuie să-l respecte. Așteptăm acele ordonanțe, dar din păcate celelalte ministeri au murit în țara asta. Suntem dispuși ca să încheiem acest protest după consultările cu colegii noștri din țară și cei de la Afumați, atunci când guvernul va sta la masa dialogului, va accepta că soluțiile noastre sunt reale și că trebuie să făcute într-un anumit timp dat, atunci putem pleca acasă. Dar cu promisiuni scrise că o să facem, eu cred că nu sunt dispuși oamenii să plece acasă. În momentul în care face anumite ordonanțe, puteam fi invitați la discuții, găseam soluții comune și făceam un calendar și sunt și alte, că astea au fost câteva care le-au pus așa să le interpreteze populația, încât, dom'le, v-am dat, trebuie să fiți mulțumiți. Păi, deci noi nu suntem mulțumiți, nu datorită faptului că nu s-au făcut lucruri bune. Ordonanțele astea sunt făcute pe repede înainte, ca să închidă ochii oamenilor și să spună, dom'le, s-a rezolvat, ce mai vreți? Nu mi se pare normal. Specialiștii în economie sunt de părere că alimentele de bază ar avea un preț mai mic dacă românii ar avea la dispoziție produse autohtone pe toată durata anului. România are în continuare această sezonalitate foarte, foarte puternică. Noi nu reușim să prelungim cum ar veni consumul pentru produsele autohtone în afara celor 3 luni în care le realizăm în perioada verii. Nu procesăm, nu producem foarte multe lucruri cu valoare adăugată foarte mare. Și atunci în rafturile românilor, normal că există produse limitate ca număr. Conform Eurostat, România a avut în luna decembrie a doua cea mai mare rată a inflației din Uniunea Europeană, 6,61%. Cu toate acestea, alimentele s-au scumpit cu 5,82%. Cele mai mari creșteri s-au înregistrat la bere, pește proaspăt și carnea de porc.